Salutare, salutare, bine ați venit la un nou video. Azi vă arăt cu ce vitamine dăm noi la animale. Haideți să dăm drumul. Da, e bine din când în când să mai facem o cură de vitamine. Noi folosim un supliment. Uitați-l aici. Îl folosim destul de des, Selevit Sol. O să intrăm mai mult în detalii, haideți să vedem despre ce este vorba. Da, e vorba de Selevit Sol. Așa arată, la noi costă 15 lei de la farmacia veterinară. Aici avem toate integrentele, modul de a da, la ce putem să le dăm. Haideți să vorbim puțin de vitaminele care le conține. Conține vitamina A, D3, E, B1, B2, K3, B3, B5. Vedeți, conține destul de multe. B5, B12, vitamina C, vitamina B6, vitamina B9. Deci este foarte, foarte plin de vitamine. Pe lângă asta conține și colină, mai conține lezină, tripofan, mangan, magneziu, țin, cupru, fier, cobalt, seliniu. Seliniu e foarte important. Ăsta se poate da de la iepuri, la porumbei, la mai multe animale. Noi chiar folosim și la păsăreturi, cum ar fi gâște, găini, rațe, dar se poate da și la bovine, ovine, la capre, se poate da la suine, se poate da câini, pisici, la păsări, cum am zis, tot felul de păsăreturi, puteți să le dați. Într-adevăr, uitați aici undeva și scrie, mod de administrare, citiți prospectul înainte de a utiliza, cel mai bine e intrați pe pagina de internet, băgați Selevit Sol și o să vedeți o broșură. De obicei, la farmacia veterinară, când cumpărați această soluție, din păcate nu vă dă instrucțiunile, primiți doar așa flaconul cum îl vedeți aici. Și într-adevăr, mai expiră mai mult și bine, dar într-adevăr noi după, dacă nu îl folosim după deschidere, noi cam într-o lună, o lună jumate maxim, îl aruncăm, indiferent de când mai conține sau nu, că odată deschis un produs e deschis. Dar în mod normal, la cură de 5 zile, 5-7 zile se ține, sau noi ținem așa cura de vitamine, se folosește așa un flacon foarte rapid, foarte ușor. În mod normal, sunt cantități diferite cum se dă. Acum Adele acum are și mielul în creștere, o să dea această soluție și în lapte, la miel. Noi acum o să facem o cură pentru iepuri. O să facem o cură și la porumbei, și la porumbei o să folosesc această soluție. La gâște nu cred că o să-l folosesc, nici la găini momentan, dar la porumbei și la iepuri vreau să le dăm. Pentru a le da avem nevoie de o sticlă de 2 litri de apă, avem nevoie de o siringă, cel mai bine dacă găsiți așa mică până la 2 ml, ar fi ideal, că e foarte ușor și foarte bine de făcut dozajul. Eu o să fac acum pentru iepuri, având în vedere că e primăvara și primesc destul de multe vitamine. Eu o să folosesc acum 1 ml la litru. Dacă voi, bineînțeles, care sunteți împotriva ierburilor și vitaminelor naturale, puteți folosi 2 ml la litru, dar noi încercăm pe cale naturală cât mai mult și cât mai des să le dăm vitamine naturale, nu chimic din flacon, dar asta nu înseamnă că nu-i bun, uitați că și noi folosim. Deci, cum am spus, eu acum o să dau la iepuri 1 ml pe litru de apă, ca un supliment, să le ajută. Haideți că extrag 1 ml, sau mai bine spus 2 ml la 2 litri și vedem cum arată în flacon. Da, și după cum vedeți, 2 ml în flaconul de apă. Prițuim tot bine înăuntru. O să punem capacul și îl amestecăm bine.
Da, și așa arată noua băutură recoritoare de la Pepsi. Bineînțeles, e o glumă. Așa arată substanța de la Celebițol. Mergem să dăm imediat la iepure. Noi, eu mai bine spus, fac o cură de 5 zile cu această apă. Deci ei o să primească acum 5 zile apa asta de băut. Bineînțeles, eu recomand mai mult de 24 de ore să nu lăsați asta înăuntru. Fiecare 24 de ore să înlocuiți. Puneți doar atâta apă din asta înăuntru cât știți că bea iepurele. Mai bine puneți un pic mai puțin, așa ca să puteți zilnic să înlocuiți. Haideți că mergem la iepure și vorbim mai multe la fața locului. Așa, am ajuns la Epi. Da, cel mai important e curățați bolul de apă. Goliți-l, bineînțeles. Și îi punem. Da, deja așteaptă. Opa-la. Stați-mă un pic, e greu cu o mână. Opa. Așa. Și îi băgăm cât știm noi că bea el. Cam, ba, o să vedem cam așa îi pun acum. Hai că mai punem un pic. Cam jumate de bolă i-am pus. Bineînțeles, mâine când vin o să înlocuiesc, o să scot toată apa asta afară, o să-l spăl bine, o să-l curăț. După care îi punem substanță nouă și așa procedăm 5 zile. Și pe lângă iarbă și suplimentele și vitaminele naturale care el le primește, o să mai primească și de aici niște substanțe care îi face bine. Da, și așa o să mergem acum la iepurașii în spate. O să primească și ei zeamă din asta. La porcușor de guinee o să primească și ei. Haideți că lor încă și le pun acum direct. Așa, le băgăm frumos în bol și lor. Și bineînțeles, mâine iară o înlocuim cu proaspăt. Nu, Epi? Păi da. Și Ira primește în lăptic. Acolo nu știu exact dozajul care îl face Delia, dar precis s-a documentat și a citit bine. După cum știu, eu cred că și ea bagă tot așa 1 ml la litru. Dar bineînțeles, în cantitatea care bea ea vine diluat. Dar în principiu la litru vine tot 1 ml, chiar și la oiță, mieluță. Și da. Acum o să mă duc și în spate la iepuraș și la iepuriță. Ajută foarte mult și la cele gestante sau chiar dacă aveți puiuți și la puiuți puteți să le dați așa. Într-adevăr, eu le-aș da un dozaj mai diluat. Nu le-aș da așa concentrat cum scrie de obicei. De obicei, dacă am citit bine, vine 2 ml la litru, dar mie mi se pare o concentrație mult prea mare. Așa că putem administra, dar eu recomand undeva să-l faceți mai diluat un pic, pentru că nu strică, decât să-l dați prea concentrat, mai bine să fie un pic mai diluat. Sper că v-au ajutat informațiile astea. Dacă vă place și aveți încredere, puteți să-l folosiți. V-am spus, descărcați, intrați pe internet, pe internet găsiți broșura, citiți broșura foarte atent și foarte bine înainte. Utilizați-o așa cum scrie acolo sau mai diluat cum o fac eu, dar niciodată să nu vă luați, nu știu, citiți prospectul, nu vă luați, nici măcar după mine. Citiți-l și administrați-l așa cum scrie acolo. Da, așa fiind spuse, vă doresc o zi frumoasă, toate cele bune, eu mai am niște treabă, mai niște seamă de scăpat de ea, o să primească și porumbei acum, toate cele bune, o zi frumoasă, ciao, ciao!